În Irlanda, partida despre care vorbeam mai devreme, Bohemians cu Dundalk, peste două goluri asiatic, 1-40, o cotă bună. În Japonia avem Gamba Osaka cu Kashima Antlers, ambele marchează, 1-58, și Kawasaki frontale cu Urawa Red Diamonds, peste 2,5 goluri. Era o vreme când Japonia era oarecum garantat că îți va aduce câștig dacă joci pe număr de goluri sau ambele marchează. Australia, avem și aici un meci interesant, Parramatta cu Rockdale, 2 cu handicap minus 1,5, adică oaspeții să câștige la cel puțin două goluri diferență, 1,72, și Euro, sub 19 ani, Georgia, Suedia. Georgia plus 1,5 goluri, adică nu pierde la mai mult de un. Și începem cu băieții Sabin. Da, Heber cu Per. Per să piardă măcar, Heber să câștige primul set, o cotă de 2. Derby 100% francez la Londra. Murray cu Brown 1 cu handicap minus 5,5 game-uri, o cotă de 1,31. Jarović cu Pui peste 3,5 seturi la o cotă de 1,58. Asta e meciul de care ne scria, da, despre care ne scria telespectatorul nostru. Exact, exact. Anderson cu Seppi 1 cu handicap minus 1,5 seturi, o cotă de 1,48, și Nishikori cu Stakovski peste 3,5 seturi la o cotă de 1,80. Atenție la forma adversarului lui Nishikori. Avem și câteva puncturi din turneu. Chiavone cu Svitolina, 0-2, scor corect pentru o cotă de 1,68, îmi place foarte 1,5 setul la o cotă de 1,45. Watson a jucat foarte mult pe iarbă în acest sezon. Wang cu Venus William, 0-2, scor corect, 1,73 avem cotă pentru acest pariu. Pliskova cu Sakari, 1. Și Georgi cu Case. Doi solist, o cotă de 1,55. Va fi un meci interesant pentru că, deși care ar fi jucat mult pe iarba, rivala sa are un singur meci pe această suprafață. Michi, sunt prieteni pe Facebook și așa vorbesc. Camila, da, Sabin, da, ce mai jucăm mâine, mă rog, da. Discuții de-astea. Prieteni, vă așteptăm pe site-ul nostru pariuri1x2.ro, acolo vă veți găsi foarte multe analize și foarte multe pronosticuri. Știu că asta vă doriți și baftă la pariuri. Acest program vă este oferit de Unibet.